la acțiunile, pretențiile gale în grațul de poliție. Desigur. Atunci m-a urmat. Eu am făcut chemare, am făcut la 112 la data de 11 ianuarie. Ați atunci în incendiu. Anul ăsta? Da. Și ai anunțat tot despre frate, da? Nu, mi-au adunat umătul înaintea casă. A, pe alt caz. Da. Și poliția tot nu a făcut nimic. Nu a făcut nimic. Da, acela cu fratele. Cu fratele? Știi polițistul de sector, știi asistența socială și nu fac nimic, da? Nu a făcut nimic. La momentul dat el e la spital și de acum, internat în spital. Acel bolnav? Da. Da, când vine acasă, îl ține încuiat în casă. Încuiat? Încuiat, sub lăcată. El poate îmbla, se mișcă, se îmbla. Dar pe încuiat singur, adică îl părăsește singur sau împreună sau încuiat? Că toată lumea se încuie în casă, suntem de hoți, nu? Nu, zi și noapte și de închis sub lăcată. Singur, rămâne încuiat acasă. Da. Dar e periculos, în caz de incendiu, de ceva, el nu poate să iasă, da? Iată așa o ține, da. Și poliția știe de chestia asta? Apă nu-i dă.